Bună seara, dragi iubitori ai sportului și urmăritori ai canalului de YouTube. Astăzi sunteți la Fight Club, emisiunea cea mai urmărită și vă mulțumim pentru fidelitatea dumneavoastră și pentru că sunteți alături de noi marți și joi de la 19:30, alături de mine preamăritul, invincibilul meu coleg Ionuț Hotodires. Mama, ai schimbat ceva! Păi să preamăritul, prea invincibilul. Mulțumesc pentru frumoasa prezentare, ca de fiecare dată, prea înaltă mea, colegă la vine, Mihaela Târzianu, bună seara, bun găsit seara, tuturor! Bună seara, să amintim sponsorul principal, Barracuda Coin și subscribe și clopoțel. Până să prezentăm invitații, adică după ce îi prezentăm, dați un stop la acest material și lăsați în rubrica de comentarii cine credeți că va câștiga acest meci. Dacă care e meciul, păi vă spunem, imediat. După ce îl prezintă colega mea pe primul invitat. Da. Primul invitat din această seară la emisiunea Fight Club nu este în premieră în platoul emisiunii, însă vine după o luptă deja avută în gala cu numărul 43 RXF și se pregătește pentru următoarea gală RXF cu numărul 44. În aplauzele dumneavoastră din fața micilor ecrane, Raul Dan, bună seara! Bună seara și bine! Bine ai revenit! Și să nu îl uităm și pe cel de-al doilea invitat. Vine după o înfrângere în gala mare, RXF 42, nu? Vine după o victorie în main eventul galei Next Fighter 3 cu Ștefan Ciuculescu, doamnelor și domnilor. Alex Zenoaga! Ați pregătit aici, am venit pentru șapcă. Iar are ce are cu șapca mea. Eu ți-am zis de la conferință să ți-o dai jos. Dar stai că acum stau mai așa spiritele între voi, dar la conferință ce a fost? Da, stai, mai sunt. Bine, a trecut vreme de atunci și drept. Deci dacă a fost așa la conferință în cușcă, cu siguranță vor fi scântei. Cu siguranță. O să fie cu siguranță bătaie, adică nu o să fugă nimeni. Eu cred că va fi cel mai frumos meci din sunt mai multe meciuri, eu zic că fiecare meci va avea. Eu zic că toate sunt meciuri frumoase și echilibrate. Ce am văzut la conferință, prea mult respect, prea mult, nu prea am văzut dorință de bătaie așa între ei. Cum o văd între mine și ei. Știi cum e? Eu zic că dorința de bătaie va fi până la primul punct. Tu ai motivația pentru că ai pierdut cu fratele lui Alex, cu George Zenoaga, în RXF 43 și acum dorești să demonstrezi și să arăți că ți este locul aici în RXF și să lupți mai departe. Să da, și plus că și el la parte își dorește la fel să câștige și este și tânăr și ambițios și are același nerv ca și mine. Suntem... Multă lume îl subestimează pe Alex și toată lumea te vede câștigător pe tine, pe Alex. Ionuț, eu dacă m-aș bate cu McGregor sau cu Khabib mâine, lumea ar ține cu mine. Pentru că cine te iubește, te iubește și la bine, și la rău, și la orice. Înțelegi? Deci n-au cum... Sunt fanii mei, fanii lui ține cu el, zice că mi-au somn, cum mi-a dat și fratele lui, să zicem, dar n-am luat somn, că am deschilibrat și am căzut. N-am rămas planton. N-ai rămas planton, dar erai chiar... A fost un mine, a fost somn. Somnul e când rămâi somn. Hai să spun ceva. Nu a fost o victorie prin KO, a fost o victorie prin TKO. Ok. Technical KO. Da. Fanii lui spune KO. Că el mă face la fel, nu? Cine cu el. Da. Fanii mei, cine cu el. Am înțeles. Ai foarte mulți fani și foarte multă lume... Și vreau să-i salut. Și foarte multă lume te... Și pe șase... Te susține. Dar tu cum îl vezi pe Alex Zenoaga? Îl vezi așa slab cum îl văd fanii tăi? Slab nu văd pe niciunul. Văd doar un adversar care trebuie să îl dobor cât mai repede și să câștig meciul. Păi așa l-ai văzut și pe George. Exact. Exact. Deci nu fac diferență nici dintre el, nici pe George sau altul sau... Tot sunt un adversar care trebuie bătut. Îl vezi pe Alex mult mai slab pregătit sau mult mai slab fizic decât George? Crezi că vei avea o luptă mai ușoară cu el? Ca să-l vezi de aici, ca să-l vezi că tu e pe dreapta. Fratele lui este în kilograme mult mai mare ca el, mult mai masiv și mai înalt și mai masiv și mai... Dar, nu știu, pregătit îl văd, se pregătește mai bine Alex, mai ambițios. Poate din cauza că el a început de acest sport și vrea să demonstreze mai mult. Dar... Adevărul că pe George îl vedeam un pic peste. Deci știam că mă duc la un meci,
dar nu mă simțeam atât de sigur cum mă simt în meciul ăsta. Deci acum ești sigur pe tine acum, că vei câștiga această luptă. Simt, ai văzut că și sparingurile când le faci, când faci cu unul bun, bun, îl simți. Da. Și când vine unul mai slab, deja te simți în superior, că îl vei domina. Exact așa se întâmplă și în meciul ăsta. Alex, tu ce părere ai despre ce vorbește Raul Dan aici? Cum crezi că va fi lupta ta cu Raul Dan? O să fie o luptă grea și pentru mine, adică nu o să fie foarte ușoară, cum a zis. Deci nu-l subapreciez sau să-l subestimez? Nu-l subestimez. Și fratele meu a avut meci greu cu el, nu zic că n-a avut un meci greu, dar nu o să-i fie nici ușor, pentru că cum și el e motivat, cum a zis, să mă bată că vine după o înfrângere, așa sunt și eu foarte motivat că vin după o victorie și vreau să demonstrez că pot mai mult și să închid gura unora. Dacă îmi permiți, mie acum Alex, exact cum a zis și Raul, mi se pare mult mai motivat el, de vreme ce a trecut deja de două ori prin cușca RXF, chiar dacă a avut o înfrângere, a avut o victorie, simt, văd că te pregătești mai intens, că ești mult mai ambițios și mai motivat și nu neapărat în meciul cu Raul Dan, ci în general pe viitor. O să fiu mult mai calculat, adică cum a fost în meciul cu Ștefan, acum o să fiu și mai calculat și mult mai atent. Ți-ai dat seama de greșelile din fiecare meci, da, din fiecare experiență? Părerea mea că dacă el avea experiența care a avut-o fratele lui la viața lui în sportul de contact, era mult mai bun, Alex, ca și George. Deci dacă Alex avea meciurile care le-a avut George, era mult mai bun, Alex. De ce spun treaba asta? Pentru că așa-l văd eu din afară. Bro, amândoi suntem mai flexibil, George este mai rigid, este mai... Nu știu. Se pare că e mai rigid, că e mai mare, dar uite, când se bătea fratele meu, el se bătea la kilogramele pe care le-am eu acum, 70, 73, ceva de genul. Adică nu era mare, se mișca bine. Poate ți pare că e rigid, că e mare acum, poate, dar nu e pare, rigid. Eventual din cauza masei musculare sau... Îl consider pe Ștefan Ciuculescu, fostul tău adversar din gala, din main eventul Galei Next Fighter 3, mai puternic decât pe Raul Dan? Sincer, în momentul de față... Da, pentru că pe Ștefan l-am pentru văzut că și Ștefan a venit cu 85 de kilograme la meci și foarte înalt, 1,90 m aproape. 10 kg peste mine. Nu știu dacă Raul o să sferească și o să aibă reacțiile lui Ștefan Ciuculescu cum l-a avut cu mine. Tu consideri pe Ștefan Ciuculescu adversarul pe care l-a învins Alex Zanoaga, un adversar puternic? Atât eu cât și antrenorul meu ne-am uitat la acel meci. Ștefan Ciuculescu era răcit, era bolnav, se vedea că n-avea forță. Auzi, pe după meciuri căutăm tot scuze. Nu știu, mai ales după ce pierdem. Era așa întins acolo, nu făcea nimic. Nu, nu mai avea ce să mai faci, bro. Nu mai avea gaz. Nu prea mai avea gaz, nu mai avea forță. Nu mai ai ce să mai faci acolo, dacă nu știi să ieși din aia. De fapt, nici nu prea poți. Dar, bun, eschivăm una, două, dar intri și tu, nu? Faci... Nu, am văzut într-adevăr, schivele au fost bune, dar atât. Schivăm și atât, rămânem acolo. Crezi că Alex are un avantaj pentru că a avut două lupte și tu ai avut doar una? Da, da. Vezi un avantaj în toată povestea asta? Da, are avantaj, da. Avantajul ringului l-are, a avut două lupte, unul l-a pierdut, unul l-a câștigat. Ce ai schimbat în pregătirea ta comparativ cu meciul trecut? Ce ai învățat din meciul trecut? Răbdare. Răbdare să te antrenezi mai mult. Trebuie să ai răbdare și... Răbdare unde te referi? În cușcă, la luptă sau în pregătire? În cușcă. Pregătire normal. Crezi că ți-a lipsit răbdarea meciul trecut? Da. Ți-ai dorit prea mult victoria cu George? Dacă ar fi fost să iau la început meciul cu George, cu siguranță poate aș fi mai... Știi cum e treaba? Când nu ai frică, te duci. Da, dar poți să te înfingi în șuliță. Aș fi preferat să am un pic de frică, că poate așa nu m-aș fi aruncat, așa, aș fi avut mai multă grijă de mine. Înțelegi? Așa, când nu ai frică și te duci direct. Da, lucrurile astea nu crezi că vin la pachet totodată cu experiența? Ba da, vin, normal. Dar uite, eu, datorită acestui meci, am învățat foarte multe și chiar mă bucur că am trecut prin asta, pentru că... Cum să-ți explic? De acum va fi altceva. În primul rând mi-am demonstrat că am avut curajul să... Am fost singurul care mi-a intrat în gala RXF cu un fost luptător. Da? Am fost singura persoană care mi-a intrat.
pentru mine doar faptul ăla deja... Că nu ești singurul, că uite, intră și Facherul la fel, cu George. Primul, am fost eu. Ai fost primul, da. Am fost primul, nu? Până acum n-a fost niciunul. Și hai să spunem ceva, George, da, George Zănoacă a fost luptător, a luptat, dar era, n-a mai luptat de 7 ani. Am zis fost deci luptător. Deci nu, că multă lume zice s-a luptat, e profesionist, nu e profesionist. Am zis fost luptător, n-am zis luptător, da. Am zis fost. Da. Fost înseamnă a fost. Și pe mine m-a încurajat foarte tare meciul ăsta. Nu știu, m-am văzut bine, mă așteptam la alte emoții, la alte... Ai văzut că se întâmplă tot felul de emoții, că intri în niște blochezi. Ce ai schimbat acum în pregătire și la tine? Am schimbat antrenorul și pregătirea, antrenamentele. Mult mai intense, mult mai... Dar înainte făceai cu antrenor... Eram pe alt stil, acum suntem pe MMA, suntem pe... cu tot grupul, cu... Credeai că cu tehnicile de Krav Maga faci față... Nu, e vorba, tehnicile de Krav Maga ți-am spus, te ajută foarte mult pe stradă, te ajută foarte mult în amenințări, în cușcă e altceva, e total altceva. Tu ce ai schimbat de la primul meci al tău cu Bobicioiu la al doilea meci în pregătire și în mentalitate? A fost mult mai calm, mult mai atent și... mult mai antrenat. Și mi-a schimbat și antrenorul, cu siguranță. Am înțeles. Să spunem că facem un scenariu, cum facem de fiecare dată. Pierzi această luptă cu Alex Zănoagă. Deși tu, în mintea ta, nu te vezi pierzător. Pentru că ești înțeleg. Foarte încrezător. Ce se va întâmpla după? Îți vei dori să mai continui? Nu, desigur, nu, nu. Dacă eu nu mă văd în stare să plec de Alex, n-am să mai continui, pentru că nu vreau să mai continui. Și cum vezi viața ta fără să ai nicio provocare, nicio luptă, nici... Te vei retrage? Ce vei de retras face? N-am de unde să mă retras, pentru că n-am fost încă nicio... N-am avut lupte, n-am fost... De pe social media, ce să zic... Nu pot să-ți răspund pentru că nu mă văd pierzând, mă înțelegi? Bun, și să spunem că pierzi... Și vin cei din RXF și te mai vor să lupți. Vei mai accepta? Nu mai accept, nu. Atâta timp cât publicul vede foarte slab pe Alex și eu nu pot să le fac pe plac publicului meu să îl bat pe omul pe care ei îl văd foarte slab, ce să mai caut eu în cușcă? Da, dar totuși lumea nu vede puțin... Nu există nici da, nici cei, nici cei da, care nici. Te susțin pe tine probabil n-au dat un pumn în viața lor. Exact, cei care mă susțin pe mine nu știu ce lor, înseamnă să stai într-o cușcă. Exact, nu știu ce înseamnă. Nu știu ce înseamnă un adversar care se antrenează și se zbate pentru a obține ce își dorește. Ei pur și simplu îl văd un om care, băi, domnule, poți să le iei în palme. Ok, eu nu pot să mă stau să-ți explic prin 10 videoclipuri ție că nu este așa. Bun, decât și... Și la explicație care și la galele mari au văzut meciurile și spuneau, îl băteam cu o palmă, adică asta e inevitabil. De pe margine este foarte simplu, dar în momentul când ești implicat acolo în cușcă, lucrurile se schimbă. Plus că sunt mulți factori de stres. În cușcă nu, în drum spre gală deja se schimbă treburile. Așa este. Când te apropii de gală... Dar tu nu crezi că totodată obligându-te să câștigi și dorindu-ți atât de mult victoria, pui presiune tot mai mare da, pe tine. Presiunea este, da, presiunea ai, este. Ai mai mulți factori de stres? George a avut foarte multă presiune pe el la meciul cu mine. Eu n-am avut deloc. Acum eu am zis așa, ori pierd, ori așa, mie mi-e tot una, da? Dacă câștigam, câștigam și nume și tot ce trebuie. Dacă pierdeam, am pierdut un meci. George, dacă pierdea meciul cu mine, era la pământ, nu? Da. Presiunea a fost pe el. Atunci el ce a făcut? A avut foarte mare grijă de el. În cușcă, să nu se arunce, să nu stea la pumn, că zice, băi, intră o lovitură norocoasă la ăsta și asta înseamnă să ai grijă de tine când ai presiune pe tine. Și asta îți dorești și tu să faci. Da, nu știu, va fi altcumva, nu o să fiu chiar așa, dar voi avea și mai multă grijă de mine, dar nu știu, presim că va fi un meci exploziv din partea la amândoi. Alex, vezi un avantaj din toată povestea asta că Raul Dan pune singur presiune pe el și se obligă să câștige această luptă și are această presiune a victoriei și este foarte frică de eșec? Da, da. Pune foarte mare presiune pe el și ăsta e un avantaj pentru mine, punând presiune. Uite, el a avut, de exemplu, foarte, presiunea cu Bobicioiu. Uite cum a zis și el, de exemplu, că fratele meu, da, într-adevăr, a avut o presiune și dacă pierdea atunci, așa este. Era prost pentru el. Dar acum
la el e presiunea și eu sunt ești mult mai detașat, mult mai detașat decât... Mi-e place de el că a continuat, de exemplu, după meciul cu Bobiceiu. Dacă aș fi fost în locul lui să am un meci cu actualul iubit al fostei neveste mele, care stă și copilul meu cu ei, aș avea o presiune și mi-aș dori enorm de mult să câștig. Asta nu m-ar interesa niciun meci mai important decât meciul ăla, pentru că acolo nu este doar un meci. Este și viața mea, este și copilul meu. Și uite că totuși după meciul ăla, el a continuat. Și a găsit puterea să continue. Deci nu zice ca și mine, domne, nu mai vreau să mai, nu mai încep căuta aici, știi? Adică nu, dar eu mă oblig să fac treaba asta. Păi da, dar el atunci a sărit așa, exact cum a zis, cu toată încărcătura aia, toată presiunea, tot ce își dorea să scoată. Și atunci a obosit. Trebuie să spun ceva, nu crezi că fanii tăi care te susțin și care se află în spatele conturilor de pe TikTok sau de pe rețelele de socializare, ei nu prea știu cu ce să mănâncă acest sport și te împinge să iei decizii necugetate? Pentru că am văzut o chestie. Datorită lor suntem aici. Așa este, eu îi respect pe fiecare în parte, chiar și pe cei care te înjură până la urmă, te urmăresc, te înjură, asta ei este. Te ajută, îi înțeleg într-un fel, pentru că nu prea au realizări în viața lor și în momentul când te înjură, eu ca să înjur pe cineva niciodată n-aș putea să fac asta. Eu pe mulți din ei aș vrea să le spun doar atât, dacă vor să simtă măcar 10% din ce înseamnă să ai rezistența într-o luptă și să încerce să bage niște sprinturi într-o zi, să meargă singur de capul lor într-un loc și să bage 20 de turi. Dar 20 nu e vorba de sprinturi. Să vadă suflul care trebuie să-l ai și energia. Ei nu cum să înțeleagă, nu punem doar antrenamentul sau se ducă doar la o sală, punem presiunea unui meci, că știi emoții. Că da, mulți n-au dat cuponul deloc și mulți, dacă îi pui să dea la, de exemplu, să zici, bă, batem sacul ăsta un minut, n-ajunge la un minut. Așa n-ajunge. Este. Deci n-ajunge la un minut. Și după aia își dă seama ce, băi, frate, tu îți dai seama că nu poți să dau un minut în sacul ăsta. Și tu atunci nu crezi că asculți și te ghidezi după niște oameni care sunt total neavizați în toată povestea asta? Și eu îmi doresc să câștig meciul ăsta cu ei odată. Bun, tu îți doresc să câștigi. Foarte victoria mult. Ta, probabil pe unii vor bucura, pe alții vor supăra. E mult mai important meciul ăsta decât primul. Ca să mă înțelege, mult mai important. Da, este mai important, dar din punctul meu de vedere pui presiune foarte mare pe tine și asta riști să pierzi, să te blochezi acolo în cușcă. Sau în momentul când vei da în cușcă de greu acolo, vei abandona. Te mai continua? Da, indiferent de ce se întâmplă. Acum stai puțin. Stai puțin să luăm publicitate și ne spui, da? Bun. Ne spui că e foarte important ce răspuns vrei să dai. Xef Live. Urmărește live calele Eric Sef. Înregistrează-te în contul tău Eric Sef și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul Eric Sef. Descarcă aplicația atât din Google Play cât și din App Store. Eric Sef. Next Fighter 5, 16 mai 2023. Două echipe. Team Vastiloni. Versus Team Marinescu. Cei mai buni să câștige. Abonează-te pe ericsef.ro. Ericsef Slap 3. Înscrie-te acum pe ericsef.ro la Ericsef Slap 3. Așteptăm cei mai mari și spectaculoși concurenți. Premiul 1, 100.000 de ron. Premiul 2, 50.000 de ron. Premiul special, 15.000 de ron. Fii tu următorul câștigător Ericsef Slap 3. Bună! Sunt Simona Hapciuc și te invit în fiecare duminică de la orele 17.30 să urmărești emisiunea Fără Mănuși alături de mine și cei mai tari invitați. Bun.
Bună, sunt Daniela Mireanu și te aștept în fiecare sâmbătă de la 19:30 să urmărești RXF Gossip alături de mine și cei mai tari invitați. Hei, sunt Lol Relay și te aștept în fiecare săptămână live pe TikTok și în reluare pe YouTube în fiecare sâmbătă de la ora 17:30 alături de mine și cei mai tari și periculoși invitați. Bună, sunt Daniela Mireanu și te aștept în fiecare vineri de la 19:30 pe canalul nostru de YouTube să urmărești RXF News alături de mine. Salutare dragilor, sunt Ștefan Ciuculescu, iar în fiecare miercuri de la ora 20 ne vedem live pe YouTube-ul RXF la RXF Talk. O emisiune cu super invitați, super subiecte și multe alte probleme în ceea ce privește galele RXF. Vă așteptăm! Am revenit din scurta pauză de publicitate și după cum vă amintiți, la întrebarea lui Ionuț dacă ar mai continua după o înfrângere, Raul Dan a spus că nu, dar... A făcut o mică paranteză terenul, acolo. Ai făcut o paranteză? Da. Acum depinde dacă te accidentezi sub glezna sau se întâmplă ceva acolo. Glezna poți să o rupi și din cauza adversarului. Adică dacă tu dai un low kick și el ți-a blocat și ai dat în tibia lui sau în genunchiul lui și ți-a rupt glezna. Da, accident se numește. Acum, cum să zic? Depinde. Nu, din accidente, n-ai. Bun, accidente... și să zicem să pierzi la puncte sau similar în fața lui. Da, mi-a rămas bun, mulțumesc fanilor mei și nu mai continui. Mă sună RXF, poate să-mi dea cât vor ei, că nu mai continui. Serios? Poate nu mai... Nu știu ce să zic. Nu mai continui. Eu zic că e o decizie foarte prostă. Și eu cred că tu ești pe fondul cu orgoliul ăsta și mândria de moment, dar după aia când stai așa și le rumegi... Se poate, uite, el poate să-mi zică mai bine că a trecut prin asta și poate și sunt din cauza asta, cum spui tu, fanii. Pune presiune pe mine. Pun presiune pe tine, dar hai să spun ceva. Nu niciodată eu și dacă voi pierde cu Raul, eu nu voi renunța pentru mine. Eu te-aș întreba așa. Mai importantă decât eu te-aș întreba așa, tu pentru ce intri în cușcă? Ce te motivează? Publicul. Păi atunci ai toate motivele să te lași. Dacă te lași ghidat de public în viață și mai ales publicul pe care l-ai, pentru că nu știi cine se află în spatele acelor conturi de TikTok sau să spunem așa, eu nu m-aș lăsa influențat. Eu mi-aș urma visul și ce doresc eu. Tu cred că ai frica de dezamăgire. Și publicul după aia trebuie să te urmeze. Da, frica de eșec. Și asta e o presiune enormă pentru tine, dar să spun un lucru. Dacă mâine intră în media un om care nu mă cunoaște, nu-l cunoaște pe tine, pe el, și începe și dă mare zvon de prostii. Asta frica de eșec am avut-o și eu. Nu pot să zic că mă doare așa de public sau să nu ascult ce... E părerea lor. Trebuie să-ți asculti inima. De ce? Pentru că eu când am pierdut meciul cu George, ei nu m-au lăsat. Au o fost parte din ei. O parte, o parte bună, tare din ei nu m-au lăsat. Adică toți au fost cu mine. Și suntem aici în continuare datorită lor, pentru că au venit cu sprijin. Și te-au încurajat să mai continui. Dacă așa ei este. Nu mai erau cu tine în momentul ăla... Păi și și publicul ți-a zis să te lași? Dacă pierzi cu Alex? Nu, n-a spus să mă lași, dar nu vede să pierd meciul ăla. Păi atunci... Ai grijă ce îți dorești că posibil să întâmple. Dar până atunci hai să trecem la rubrica cu întrebări roșii și albastre. Nu mai trebuie bine, știți începem. Că ați mai fost în platou, începem cu întrebările roșii. O să încep și în ordinea cum ați fost prezentați. Încep cu Raul Dan. Raul Dan, înainte să intri în RXF, l-ai provocat pe Iancu, după care l-ai provocat pe Filip, după care l-ai provocat chiar și pe Mihai Smărândescu. L-ai făcut un clip pe TikTok și lui Mihai și lui Filip, dacă vor să bată cu tine. Filip a venit la conferința de presă, când ai venit tu la prima conferință a galei, venind în țară după 17 ani în România, a vrut să se bată cu tine, a fost un mic conflict acolo, tu ai zis că te vei lupta cu el în cușcă și nu pe stradă, ai Correct. Luat o decizie bună, eu am sărit în apărarea ta și am zis că nu e normal ce a făcut, pentru că tu ești
venit din Spania după 17 ani, ai venit în țară, nu ai pe nimeni aici, nu mi se pare ok ce a făcut el, da? După care tu i-ai declarat lui Filip că cei din RXF te-au pus să-l provoci. Filip a declarat pe live-urile lui. Cine te-a pus din RXF să-l provoci pe Filip? Pentru că tu atunci nici nu făceai, nici nu făceai parte. Stai puțin, eu nici n-am fost contactat de RXF când făceam eu provocările astea. Păi despre asta vorbim. Deci nici nu știam eu. Dar Filip a spus că a vorbit cu tine și tu ai declarat că cei de la RXF te-au pus să-l provoci pe el. Păi dacă eu nu eram contactat, nici nu știam cine e RXF, cum să... Asta a declarat el. Eu nu bag vorbe de la mine. Nu, așa ceva nu... Deci eu când făceam provocările, până și chiar și cu Iancu, chiar și cu Mihai, deci singura contact când am avut cu cei de la RXF a fost cu George. Exact. De la George încoace am avut contactul cu RXF. Exact. Până la George, eu n-am avut nici măcar un mesaj de la RXF. Da, știu. Aveam speranța să primesc mesaje, să fiu chemat vreodată. Din cauza aia și încercam cu unul și cu altul, pentru că îmi doream să intru în cușcă. Am înțeles ideea, dar de ce a făcut Filip acea declarație? Nu întrebați-l pe el. Este adevărat sau nu? Nu este adevărat, nu este deloc, nu are cum. Păi dacă te iau tu logic și gândește-te, eram eu, tu ești aici în RXF, eram eu contactat de RXF pe timpul ăla? Nu. Și atunci? Ok. Unde să zic? Bun. Dacă eu am spus treaba aia, nu? Video, e video dacă am spus treaba aia, să pune, să zică, și ceva. Păi nu, eu l-am auzit pe un live că el a declarat chestia asta și nu vorbesc. Nu, eu am fost sunat de la DRXF într-o dimineață, dorești să lucrezi cu Filip? Și am spus, da, Mădălină, desigur, răspunsul că este da, știi destul de bine. Zice, ok, revin, vorbesc cu el și revin. Ok, a revenit și mi-a spus că nu, Filip nu vrea să lupte cu tine. Bun. Atunci l-am căutat eu pe Instagram și am spus, băi, Filip, hai să facem un meci frumos în RXF, că nu e nimic care o întreabă asta, va ieși un meci frumos, tu ai public, eu am public. Și atunci Filip mi-a spus, Raule, eu nu mă lupt, că eu am alte planuri, vreau să mă lupt cu altcineva, mă lupt în altă gală, ceva de genul mi-a spus. Ok. Și i-am scris la Mădălina și am spus, Mădălina, am vorbit și eu cu Filip și nu vrea să lupte. Că lupt în altă parte cu altcineva. Asta a fost singura discuție care am avut-o cu Filip. Ok, am înțeles. Mulțumesc pentru sinceritate. Alex, deși ai îngropat securea războiului cu Bobicioiu, am înțeles că Bobicioiu ți-ar acorda o revanșă. Ce spui? Mai există varianta de a mai lupta tu cu Alexandru Bobicioiu vreodată? Indiferent de ce se întâmplă între tine și Raul. Nu, zice nici nu. Cred că da, va fi revanșa, cu siguranță va fi, pentru că de data asta trebuie să-i demonstrez lui că atunci a luat bătaie și acum, dacă va fi revanșa, o să îl bat mai rău. Clam. Crezi că Bobicioiu va accepta să lupte din nou cu tine? Da, crede-mă că vrea. Ar vrea și acum ar fi vrut să bată în gala asta. Dar de ce? Mai aveți ceva conflict? Nu neapărat cu mine, cu altcineva. Nu mai avem nimic. Nu ne-am mai certat, dar mai sunt unele chestii care mai mă deranjează la el. Cum ar fi? De exemplu, vreau să vorbesc cu Simina, ia telefonul, vorbește el cu mine. Stai așa, cu cine sunt eu? Cu cine am copilul? Cu tine sau cu Simina? Și astea mai sunt chestiile ce mă deranjează. Păi de ce nu le discutați să le clarificați? Pentru că n-ai cu cine. N-ai cu cine. Dar mai este gelos pe tine. Asta zic, poate în momentul de față, eu pentru Bobiciu sunt coșmarul lui. Lui e frică că oricând eu o să mă împac cu Simina. Păi și asigură-l că nu e cald. Am încercat, am vorbit, am spus cu vorba, bă, dacă voiam să mă împac cu ea, mă împăcam de mult, nu vin și mă împac după una. Nu înseamnă că n-are încredere în el și încredere... Da, e păcat că se ajunge la lucruri din astea, na. Eu... Colega mea, poți să-i mângâi cu întrebările astea. Colega mea? Păi cred că eu îi mângâi doar cu câte una, că la cât au băieții de discutat și mai ales de răspuns la întrebările roșii. Da, eu că tot ai, o să încep cu Alex, nu pentru că nu ar trebui să-i pun prima întrebare lui Raul, dar se leagă cu ce l-ai întrebat tu puțin mai devreme cu Alexandru Bobicioiu.
Pe tine și pe Simina, practic, nu vă leagă decât cel mic și pentru că este mult prea mic, nu poate să aibă telefonul propriu să vorbești. Eu i-am spus lui Obiceiul prima oară când am vorbit cu el, bă, eu dacă o sun pe Simina, nu o sun să o văd pe ea sau să vorbesc cu ea. O sun strict pentru copil, pentru că copilul are 2 ani și ceva, bine, acum are 3 ani. Mulți înainte. Mersi frumos, la fel. Și nu are telefon. Când o să aibă vârsta de 7 ani și o să poată să vorbească la telefon, atunci o să-l sun pe el, dar până atunci o să sun pe Simina și i-am și zis și atunci, băi, eu cu cine sunt? Cu tine sau cu Simina? Cu cine am copil? Și face cu Simina. Păi și atunci, mă rog, oricum nu prea, probabil că și zic ceva, este pe partea cealaltă. Încearcă să nu creeze conflictul așa, el pe de altă parte să răspunde și poate are cumva, cum ai zis, dar nu știu dacă e neapărat vorba de remușcare. Nu, e gelos. E gelos. E frică că o să mă împac oricând cu Simina. Dar poți să-l asiguri, Alex, dacă tu nu mai simți. Da, i-am spus și ar trebui să simt asta și gen să-i dea Simina de înțeles că da, nu da. O să mai fie nimic. Nu e cazul, adică, da. Așa este. Mulțumesc. Eu nu pot să vorbesc mult să-i zic, dacă nu înțelegi bine. Bine, până la urmă, da, asta la nivel de relație se poate. Da. Raul, data trecută la Q&A am avut un interviu foarte frumos, exact cum ai zis, pe fondul acela al dorinței neapărat de a învinge în meci. Ai spus ceea ce ai simțit, însă nu știu dacă mi-amintesc cu exactitate faptul că îți dorea atât de mult să câștigi încât ai spus că o să vii cu capul lui George Zoroagă pe tavă. Plecând înapoi acasă, urmărindu-te, fiind urmărit de gânduri sau amintindu-ți etape din acel meci, ai învățat, poate, acum, văzându-te cum ești în pregătirea pe care o faci, schimbându-ți și antrenorul, că nu trebuie să mai fii atât de vocal sau să faci afirmațiile astea, de-ai schimbat atitudinea? Nu mi-am schimbat-o deloc, doar că până la conferință, când a fost, ați văzut, acolo a fost altă reacție. Nu ne obligăm să facem niște lucruri care nu pentru teatru. De ce iese, iese. De exemplu, dacă mă supără un comentariu sau mă supără o privire de-a lui într-un videoclip sau un gest, ceva, fac și eu un videoclip și spun ce simt. Deci nu mă... Ce simt, nu sunt actor ala, să da? Hai să fac teatru, să fac... pur și simplu, eu am avut să fac un play-off frumos cu el. El s-a trecut peste măsura, dar peste șapcă, am răspuns cu ce am putut. La distanță am întins piciorul, aia mi-a ieșit să fac. Eu am vrut să fac un play-off. Deci ce iese pe moment a fac. Și cu George a fost altcumva, cu el va fi altcumva, deci alte... Dacă aveam pe unul care mă înjura toată ziua prin videoclip, îl înjuram și eu pe el toată ziua. Cu George chiar a fost atitudinea, mi-amintesc și la conferințe și la face-off-uri. Da, și da, la poate că din cauza că niciun din noi n-a făcut niciun gest. Dacă eu făceam un gest spre el, făcea și el. Dacă m-a făcut el. Am făcut și eu. Deci n-am stat să mă... Nu știam cum să mă apropiez, să-i dau și vreo una, mă înțelegi? Că mă ofticam, mă luam pe la stomat aici, zic, mamă, mă disper. Dacă nu făceam nimic acolo, era un pic nașpa, știi? Picai tu prost, da, zic, băi, nu, dar nu că picam prost. Pur și simplu, aia și din mine, să fac. Și dacă nu erau acei bodyguards între noi, poate ne și băteam acolo, pe loc. Dar de la voi s-au iscat pe rând câte una, câte una. Nu știi tu cum e, încep. Mulțumesc pentru răspuns. Raul Dan. Data trecută am avut un mic conflict eu cu tine. Pentru că m-ai rugat cu 3 luni înaintea meciului trecut să facem hype, să-ți dau niște comentarii, m-ai rugat în privat. Unde în conferință m-am simțit atacat de tine pentru că am lătrat 3 luni de zile pe tine că George Zănoagă va câștiga și că va face și eu mi-am susținut elevul pentru că l-antrenam și era normal să fiu subiectiv în toate declarațiile mele. M-am simțit atacat și am publicat acea conversație între mine și tine. Care nu trebuia să o faci? De ce nu trebuia făcut? Pentru că timp... în momentul când te simți atacat de mine, că spun că latri, tu automat trebuie să faci în așa fel încât să-ți găsești cuvintele, să mă ataci din cuvinte și nu prin ce facem noi în spate. Păi nu, eu cu orice te-aș fi atacat în acea oricât conferință... Oricât m-aș fi certat cu cineva, oricât m-am și bătut cu acea persoană sau ce aș face cu acea persoană, dacă ar fi fost să vorbesc, bă, hai să facem un pic de audiență, mă iau de tine aici, acum să fac audiență cu tine, eu nu pot să... Hai să spun ceva, meciul tău era între tine și George Zănoagă, nu între tine și mine,
Eu ți-am permis chiar să mă și provoci. Da, eu ți-am spus doar că ai înătrat. Atât. În acea gală mi-ai spus că ai înătrat. Puteai să mă ataci cu alte cuvinte. Eu dacă eram să te atac cu alte cuvinte, atunci eram tratat automat că sunt subiectiv și că țin cu George în acea conferință. Nu vroiam să iasă un conflict între mine și tine în acea conferință. Nu mi-a plăcut atitudinea ta. Am publicat acea conversație. Tu te-ai aprins foarte tare și au cam degenerat lucrurile. Și în acea conversație cu s-o publici nu e ceva ieși din... Nu, nu e ieșit din comun. Da. Pentru că noi am vorbit să facem hype, eu ți-am dat câteva comentarii, tu mi-ai răspuns la comentarii până am ajuns chiar și la o provocare. Și mi s-a părut că este o treabă așa nerezolvată între noi și mie îmi plac lucrurile rezolvate și să le rezolvăm acum în emisiune. Să vadă toată lumea despre ce a fost vorba în tot. Da, pe mine m-a deranjat foarte mult că, cum zic eu, m-ai sifonat sau m-ai dat împrădoială cu acea conversație. Păi nu te-am dat împrădoială, am vrut să arăt de fapt cum ești tu ca om. N-ai schimbat nimic, n-ai schimbat nimic cu treaba aia, să știi. N-ai schimbat absolut nimic conversația care ai publicat-o, pentru că oamenii și-au dat seama și au zis, bă, nu a făcut nimic decât a vrut să facă rating, a vrut să facă... Păi bun, a vrut bun. Să facă rating, adică... Pentru că ei, care a fost treaba, nu se înjurau, nu se făceau nimic și au zis, bă, să facă și ei ceva, uite, au făcut un scandal, ceva, au inventat ei să facă ca să atragă atenția. N-au făcut ca aia că se luau și se înjurau și se rupeau pe acolo prin ring și când au ajuns în meci făceau... Și până la urmă v-ați luptat pe bune, nu. V-ați luptat pe bune, meciul a fost normal. Pe bune, nu a fost dar nimic. Zic că dacă eu nu mă înjur cu el de familie și de alea, nu înseamnă că noi nu facem un meci spectaculos. Sau nu mă înțelegi? Bun, eu am impresia că după tot conflictul nostru tu nu prea ai îngropat securea războiului, pentru că tot ai început să continui. Ai intrat pe live la justițiarul. Când m-a jurat justițiarul, intri pe anumite live-uri și tot vorbești urât despre mine și la adresa mea. De ce faci treaba asta? Întrebare roșie pentru tine. Am vorbit urât de tine eu? Nu te-am pomenit pe live-urile mele. Ba da, pentru că uite, până și în discuțiile de aseară de pe live. Nu, discuția a fost că tu, pe alte live-uri, începi să mă demigrezi într-una pe mine. Că de ce publicul mă iubește pe mine, că nu înțelegi de ce publicul încă ține cu mine, că nu înțelegi că de ce publicul pariază pe mine sau... Pe cum nu înțelegi? Tu crezi că dacă am pierdut, publicul meu nu va ține cu mine? Vreau să mai fac o precizare. Eu nu denigrez pe nimeni, eu nu vorbesc despre nimeni fără să vreau. Mie publicul îmi cere părere despre tine sau despre meciul tău și îmi dau cu părerea. Că îți place sau că nu-ți place și cu asta hai să încheiem orice subiect. Mulțumesc pentru sinceritate. Mergem mai departe la Alex Zanoga. Ce întrebare ai pentru mine? Cum a fost asta? Merge mai departe. Ce întrebare ai pentru mine? De când ai început și ai intrat în toată povestea asta cu Eric Sefu, ai vreun regret în tot ce s-a întâmplat? Nu, nu am niciun regret. Din contră, am câștigat multe chestii pe partea asta. Nici legat de meciul cu Bobicioiu, nu ai niciun regret? Pe bătăia la ambiționat. Nu, nu am niciun regret. Pentru că acolo am vrut să bat inițial. Pentru că... Lumea de acasă a văzut cine a câștigat și cine a fost peste atunci și n-am de ce să am un regret că a câștigat el, că a dat decizia lui. Dar în lupta cu Ovidiu Neveu al lui Bobicioiu, iartă-mă, eu nu știu că întreb asta oricum, mai timp să punem alte întrebări. Cu cine ai ținut? Cu Ovidiu Neveu? Cu Neveu? Am și răgușit, am și răgușit. Asta pentru că l-aveai ce aveai cu Bobicioiu sau... Ai fost, ai încercat să fii imparțial și să nu, faci abstracții de ce să mint acum? Că aveam ce aveam și cu Bobicioiu. M-a liniștit el mai mult după ce l-a bătut. Și fix i-am zis lui Nevo, băi, vezi că ăsta o să vină așa cu piciorul și o să vrea să se apuce de tine asta. Tu trebuie să-i dai direct dreaptă pe barbă. Și fix așa, s-a dus și i-a dat dreapta, l-a pus în cur. Deci să înțeleg că te-ai bucurat pentru victoria lui Ovidiu Nevo. Da, m-am bucurat, da. Auzi, pe Ovidiu Neveu, îl vezi la un nivel mai mare ca și tine? La ora actuală? Nu. Nu? Nu. Și ce a făcut Neveu mai bine în lupta cu Bobicioiu și n-ai făcut tu? N-a avut presiunea pe care am avut-o eu. Și... Nervios. Și avea deja un meci. Eu n-aveam nici experiență atunci. Da, a avut și el presiune, pentru că venea după o înfrângere cu Iancu. Da, și dacă pierdea meciul cu Bobicioiu... Dar da, au fost emoțiile. El a mai avut un meci înainte cu Iancu, venea la al doilea meci cu Bobicioiu, la mine era primul meci. Mai ales că s-a luat un pic de Simina, s-a luat de Bobicioiu, a dat cu el de pământ și dacă pierdea din nou, deja ieșea prost.
Luăm din nou o scurtă pauză de publicitate. Nu uitați să lăsați în rubrica de comentarii un comentariu. Cine credeți că va câștiga această luptă dintre Raul Dan și... Și ne întoarcem cu site-ul oficial lasvegas.ro. Amintesc sponsorul Barracuda Coin, unde, și v-am spus de site pentru că puteți paria, să nu uitați să vă achiziționați bilete în sistem pay-per-view de pe www.rxf.ro pentru a urmări marea gală cu numărul 44, revenind după publicitate. RXF Live. Urmărește live calele RXF. Înregistrează-te în contul tău RXF și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul RXF. Descarcă aplicația atât din Google Play cât și din App Store. RXF. Next Fighter 5, 16 mai 2023. Două echipe. Team Vasiloni. Versus Team Marinescu. Cei mai buni să câștige. Abonează-te pe rxf.ro. RXF Slap 3. Înscrie-te acum pe rxf.ro la RXF Slap 3. Așteptăm cei mai mari și spectaculoși concurenți. Premiul 1, 100.000 de ron. Premiul 2, 50.000 de ron. Premiul special, 15.000 de ron. Fii tu următorul câștigător RXF Slap 3. Bună! Sunt Simona Hapciuc și te invit în fiecare duminică de la orele 17.30 să urmărești emisiunea Fără Mănuși alături de mine și cei mai tari invitați. Bună, sunt Daniela Mireanu și te aștept în fiecare sâmbătă de la 19.30 să urmărești RXF Gossip alături de mine și cei mai tari invitați. Hei, sunt Lol Relay și te aștept în fiecare săptămână live pe TikTok și în reluare pe YouTube în fiecare sâmbătă de la ora 17.30 alături de mine și cei mai tari și periculoși invitați. Bună, sunt Daniela Mireanu și te aștept în fiecare vineri de la 19.30 pe canalul nostru de YouTube să urmărești RXF News alături de mine. Salutare dragilor, sunt Ștefan Ciuculescu, iar în fiecare miercuri de la ora 20 ne vedem live pe YouTube-ul RXF la RXF Talk. O emisiune cu super invitați, super subiecte și multe alte probleme în ceea ce privește galele RXF. Vă așteptăm! Am revenit din scurta pauză de publicitate. Suntem la momentul, zic eu, așteptat. Asta dacă doriți să vă faceți un cont, să vă autentificați pe www.lasvegas.ro, pentru că puteți paria pe favoriții dumneavoastră. Avându-i invitați pe Alex Zanoagă și pe Raul Dan, îi vom întreba cum consideră că trebuie să parieze. Așa că voi începe prima dată cu Raul Dan. Primul meci, Ovidiu Neveu, justițiarul din Berceni, 1.55, 2.15 pe justițiar. Nu știu ce să zic aici. Dacă ai avea bani acum, pe cine ai pune la pariu? Mai aș paria pe... Știți că unul are greutatea, unul are un pic de experiență în cușcă, deci un pic echilibrat aici meciul. Aș paria, nu știu, leau după greutate și după, leau pe justițiarul. Le-ai pe justițiarul că ești prieten cu el și, ți-a, și ți-a dat calde la conferință. Nu, da. S-a luat de George și...
e, nu știu, are un meci greu, Neveu. Deci are un meci greu. Bă, da, e un meci greu. Da, are meci este greu. Decizia. Și aia înseamnă că dacă meciul e greu pentru Neveu... Am înțeles. Da, corect. Pareți pe justițiarul. Tu, Alex, nu are rost să mai citesc. Da, nu are rost să mai citesc și zic și cine, cine o să câștige Neveu, pentru că el vine la al treilea meci, are o experiență și pe justițiarul îl văd foarte moale, doar fizicul ce ar putea să-l ajute, pentru că e înalt. Îl ajută, dar, că are 1,90 m, da, 90 kg. Dar știi cum e, când ești mic, vii de jos în sus. Hai alonja. Hai alonja. Lilca, da, Gulă și Emi în persoană, 1,65 cu 2. L-am văzut pe Lilca Gulă cum se mișcă și cu siguranță va câștiga Lilca Gulă foarte repede, pentru că se mișcă chiar bine băiatul ăsta pe... Cel cu... Cu Cagulă. Lilca Gulă. Da. Lilca Gulă. Pe cine mergi? Pe Lilca Gulă tot la fel, pentru că l-am văzut cum se mișcă, pe Emi nu l-am văzut și se mișcă bine, gen. Chiar se mișcă bine. Da. Trecem și la meciul dintre fete, Diana Marcu versus Betișor, Diana 1.50, Betișor 2.25. Meciul ăsta, cu siguranță, direct în prima repriză, se va duce, va câștiga fata asta. Diana? Diana, o văd mai, mai masivă, mai, are caracter mai, nu știu, Diana. Ok. Și eu tot la fel pe, pe Diana, mă ajută fizicul. Andy Constantin și Mihai Aftănase. Andy 1.75, Mihai 1.85. Mihai... Nu l-am văzut bine în meciul cu Fakiru. Ceva s-a întâmplat cu el și știu sigur treaba asta, pentru că s-a văzut pe el. În primul meci avea chef de bătaie, de dea pum. Și totuși obosise și n-avea experiență și aici era un pic, nu vrea să-și deie drumul, ceva avea, nu știu, era acolo, avea el. Și cu siguranță în meciul ăsta îl va bate rău de tot pe, pe Andy. Ok, deci mergi pe, pe Mihai. Pe Mihai. Eu îl văd pe Andy cum se antrenează acum, văd pe, pe ce e mai bun și o să aibă un meci destul de greu cu Mihai. Pe Mihai îl văd că e tare, adică stă la bătaie, dar solul poate să-ți anuleze tot ce știi tu, tot ce știi tu în picioare și voi merge pe Andy pentru că e prietenul meu. Ok. Tatiana Final Boss 1.65 și Sorina Lucaciu 2. Merg pe Tatiana de data asta, dacă data trecută a mers. Vorbim strict pe ce ai paria ca să câștigi bani, nu pe prietenii, nu? Așa este, nu. Nu ținem cont că bă, cu aia m-am mai bine, când într-adevăr m-am mai bine cu Tatiana, sunt prieten cu Tatiana. Da, mă bucur că ai înțeles, că chiar asta și nu sunt întrebat cu cine pariez? Țin, cu cine, pe da. Cine pariez să câștig bani. Pe care paria vezi pe, mai pe fata asta, nu știu cum ai zis, o cheamă? Sorina. Pe Sorina. Pentru că până la urmă și Tatiana, că îi place de tine, că ești frumușel. Da, ți-a făcut complimente. Băi, deci am făcut complimente. Eu sunt prieten cu Tatiana. Dacă se dă un pic de motivație în plus, trebuie pare, să zic că știe Sorina. L-am înțeles. Mergem și mai departe. Și pariat pe Sorina. Nu și tu ai pariat, bun. Am ajuns și la momentul cu pricina. Alex Zonoagă vs. Raul Dan. Poți să pariezi pe mine? Tu poți să pariezi pe mine pentru meciul viitor, dacă vrei. Și tu pe el pentru? Pe care meciul viitor? Bă, bă, stai așa, la care meciul viitor? Că ai zis că te retragi. Pentru tine, pentru meciul viitor, înseamnă că nu... Că o să mai câștig, nu? Nu știu, asta rămâne de văzut. Bun. Deci, tu pe tine, tu pe tine, nu? Dar cum sunt cotele la noi doi? 1.75 cu 95. Da, apropiat. Adică 10%. Bine, eu vin după un meci câștigat. Bine, față de 2.90 cu 1.30, 1.60 cu 2.5. Am avut cotă de 3 la cu George, ce nu e bine. George Zănoagă cu Fakiru din Periș. George are 1.40, Fakiru 2.5. Bun, aici nu are rost, zic. Prim, Raul. Trebuie să o zici, nu că-i fratele tău, zi-l-o ca să... Eu pe George, într-adevăr, a fost meciul scurt între noi doi. Și n-am apucat să-l văd cum se mișcă, cum e... Dacă va fi la fel cum a fost cu mine, eu cred că Fakiru nu va, va merge pe altă... Pariez pe Fakiru. Aici o faci din orgoliu. Aici o faci din orgoliu, pentru aici ai pune banii pe George. Tu ai văzut ceva la George în meciul ăsta? Ai văzut piciorul ăla, nu?
Păi da, a intrat unde trebuie. A venit unde da, trebuie. Da, că am coborât și eu în el, l-am și ajutat, nu? Păi l-ai blocat cu capul. Da, da, zic că atât, altceva n-am văzut. Zic eu ce ai vrut, bro, să faci. Ai vrut să... Poate dacă îl vedeam mai mult la sol, la alea, poate puteai să... Da. Dar pe fac eu l-ai văzut și la sol și în picioare, l-am văzut, nu? Așa este. L-ai văzut, nu? Așa este. Deci, și pe ce mergem? Pe ce se vede? Ai mers pe fakirul, bun. Alex, voi merge pe fratele meu, clar. Na, e clar și... Na, îl văd și la antrenamente și... Și dacă nu mergi că e fratele tău, oricum îl votezi și îl pariezi da. Pe el ca sportiv, ca da? Sportiv, da. Bun. Și ultimul meci dintre Lucky și Meco. 2-90. Lucky va avea un meci foarte greu, el încearcă și dacă poate are noroc să-i prindă vreuna, doar cu noroc poate să-l bată pe... Doar cu noroc. Ok. Și eu zic că la fel, Meco îl va bate pe Lucy și doar să-l ducă la sol. Atât. Așa ar putea încheia meciul Lucy cu Meco. La sol. În picioare, nicio șansă. Am înțeles. Ne pregătim să dăm cu pumnul la aparat. Mulțumesc pentru opiniile voastre. Hai să invit pe cei de acasă să intre pe la Stegas.ro. Raul primul, două lovituri, exact cum v-am obișnuit. Am și am și degetul ăsta blocat. Eu hai zic să vedem că... Păi s-a blocat. Eu zic să vină Robert aici. Roberte. Da. Hai. Acum ai de ter. Te dai la o parte după ce dai Raul. După ce dai, ca să vadă numărul. I-a dat frumos. Bun. Și mai ai dreptul la o lovitură, 139. Raul? Așteaptă puțin, încă nu a apăsat. Când apare solo. Îl blocăm. Acum. Trebuie să mai nu. Bravo. 866. Hai, să-l vedem și pe Alex. Nu mai ai cu premia cu oară? Acum dai din suflet, da. Bun. 918. Asta e 998. La 173. Bă, o fi eu mic, dar e tare să așa. La dățile trecute mai mult de 800 și nu treceai? Nu, dar am dat și 900, am ajuns și cu 900. Da, dar zic atunci când, nu? Da, la început, da. Când era un platou. Bravo, băieți. Măi, e frumos, dar vreți să vă spun ceva? Voi, ca luptători, fiecare din voi își dorește ce să câștige. Dar uitându-te la public, ei vor să vadă și spectacolul din Bușca. Oamenii sunt foarte dormiți de ceea ce se întâmplă. Eu cred că niciunul din noi doi nu dă înapoi la bătaie. Are, mai cu seamă că mai aude, uite, n-are experiență, n-a făcut prea mult și totuși îmi pușcă arată ce arată, pentru că și eu și eu, nu, aici vorbim doar ca prezentator, că el deja e oricum cu sportul de contact, de asta și spun în calitate de prezentator. Am avut și galele mai mici de Next Fighter și am fost surprins văzând diferiți băieți care au mai cochetat cu sportul de contact sau au mai făcut sau au mai practicat. Da. Și guși că am rămas amândoi muți că poate celălalt adversar nu avea pic de experiență și le arăta mai mult în pușcă. Așa este. Cum ți s-a părut că a lovit Alex? A lovit bine, a lovit. L-a prins bine, bine. I-am prins un pic cu degetul ăsta mai... Și eu prima oară l-am un pic scos din afară. Dar a lovit bine. A lovit bine. Alex, cum ți s-a părut? La fel, nu. A lovit bine. Ori doi. Hai ți s-a văzut ori doi. Ce declarație ai și ce ai să-i transmiți? Ce declarație ai pentru Alex și ce ai să-i transmiți? Alex, ce să zic, fratele meu? Decât să te antrenezi, să ai grijă să nu te accidentezi, pentru că, până la urmă, drumul mai e puțin, e scurt și vreau să ne ajungi să ne vedem în cușcă. Nu vreau să apară accidentări, nu vreau să apară niciun motiv în care să nu pot ajunge la luptă.
și sper și eu să nu mă accidentez, să fiu bine și să ne batem ca doi nebuni. Da, rău, și eu cu pumnul până îți promit la fel că nu o să până cade, poate cădem amândoi deodată. Îți promit că nu o să mă accidentez, o să am grijă de mine, să se țină meciul între noi doi și, ce să zic, pregătește-te în continuare că nu o să ai meciul și eu. Acestea fiind spuse, toată treaba e din bobina, ai curent, ai și lumină. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Nu uitați să lăsați un comentariu cine credeți că va câștiga această luptă dintre Raul Dan și Alex Zanagă. Vă mulțumim că ne urmăriți în fiecare zi de marți și joi. Nu uitați să dați subscribe și clopoțel. Mulțumim sponsorului Barracuda Coin. Vă invităm și pe site-ul rxf.ro pentru a achiziționa bilete în sistem pay-per-view. Pe data de 6 iunie, gala cu numărul 44, unde îi veți vedea pe băieți în cușcă, va putea fi urmărită doar achiziționând aceste bilete și nu în online pe YouTube, la fel cum v-am obișnuit cu celelalte gale de Slap sau Next Fighter. Salutare, sunt Ionuț Pitbull al Toderesei și te invit în fiecare marți și joi de la ora 19:30 pe canalul de YouTube RXF să urmărești emisiunea Fight Club alături de mine și de colega mea Lavinia Mihela Târzianu și alături de cei mai tari invitați.